Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Talk Show. Vă spune gazda dumneavoastră din această seară, Iulian Țimpea. Așa cum am pus și titlul la emisiune, m-am gândit să discut despre cele două probleme mai importante ale județului Gorj. Până la urmă, de una depinde din punct de vedere economic, iar de alta din punct de vedere al imaginii. De ce nu? Pentru că ne-a făcut cinste mulți ani în România și chiar în Europa. Noroc bun sau moarte lentă? Bună seara, domnule Marin Condescu, bine ați venit la mine. Bună seara și noroc bun. De obicei începeați dumneavoastră cu noroc bun și de asta am și ales acest titlu. Haideți să începem un pic mai soft emisiunea. În ce situație este în momentul de față Clubul Pandurii? Ar fi prima întrebare. Știu că ați făcut câteva s-au făcut câteva executări în urma deciziei în altei curți de casație și justiție. Despre ce sume de bani este vorba? Situația din punct de vedere financiar a Pandurilor este cea mai bună după 2014. Din punct de vedere sportiv, din păcate, am retrogradat în a treia divizie. Trebuie să începem din nou cum am început cu mulți ani în urmă. Să facem acea echipă competitivă și care 2-3 ani de zile să joace împreună, când vom ajunge în prima ligă, să avem acea echipă care să reziste cerințelor care sunt în primul eșalon fotbalistic. Într-adevăr, poate cea mai mare satisfacție zilele acestea a fost să vezi că oameni care n-au luat salariile 4-5 ani de zile au răbdat și au stat în această echipă mare, fer și la angajați și la jucători care au venit și au plecat atunci când au găsit, să spunem, o cale de afirmare mai bună și din punct de vedere financiar și fotbalistic, să le vezi lacrimi în ochi că au primit primii bani după 5 ani de zile. Bine, nu este numai meritul meu, este meritul întregii echipe care a rămas în funcție cu administratorul special domnul Golea și, dacă vreți, un mare sprijin am primit și din cei care efectiv gestionează din punct de vedere legal și economic insolvența. Este o șansă care se dă unei echipe aflate în dificultate să depășească această dificultate dacă este bine gestionată. Clubul Pandurii nu era un club sărac nici în 2016 când s-a intrat în insolvență. Avea bunuri, dar care nu puteau să fie valorificate. Nu avea masa lichidă care să-i asigure fluxul de a rămâne viu. Deja erau întârzieri foarte mari la salariile jucătorilor. Erau din ce în ce mai multe sancțiuni din partea Ligii Profesioniste și Federației. Sunt jucători care nu-și primiseră banii de peste un an de zile. Lucrurile nu puteau să mai continue așa. Mai ales că la un moment dat, nu știu din ce motive, cei care s-a angajaseră să susțină financiar echipa, au început să nu mai plătească cotizațiile obligatorii. Spunând o dată că în această luptă de 5 ani de zile, de multe ori s-a făcut confuzie, eu din 2014 nu am mai fost la club până în 2016, când procesul meu s-a terminat și spre norocul meu s-a terminat și cu bine, s-a demonstrat că tot cei care strigau pe la toate colțurile a furat, n-a furat nimic și am găsit și banii până la urmă, dar ne-au trebuit totuși 5 ani de zile. N-am înțeles de ce în 2014, că tu ți-ai fixat ca și strategie să construiești un stadion nou la Târgu Jiu. Nu că cel vechi din punct de vedere al suprafeței de joc, al vestiarelor, nu ar fi corespuns. Să nu uităm că noi în 2013 am jucat un meci din campionatul european, din cupele UEFA, la Târgu Jiu. Dar este bine că s-a gândit să se facă o nouă construcție. Eu spun de multe ori... Primul meci de pe teren propriu în Europa. Da, am jucat cu Talinu. 4-0 pentru Pandurii, dacă nu mă înșel. Nu. Sau 4 sau 5-0. Au fost 0-0 în deplasare și i-am bătut aici. Și, da, i-am bătut. Și... Nu spun că nu a fost bine că s-a construit un stadion, merită cei care s-au zbătut pentru lucrul ăsta, dar un lucru adevărat și cert este cel care nu vor să-l observe cei care sunt acum în conducerea instituțiilor din Târgu Jiu, s-a făcut decât gardul.
Casa a făcut o pandurii Târgu Jiu până în 2013, fiindcă din toată investiția care s-a făcut la Târgu Jiu, suprafața de joc, pista de tărtinți, vestiarele clubului Pandurii, n-au făcut obiectul acestor investiții care s-au făcut la Târgu Jiu. Contractul de comodat, într-adevăr, s-a suspendat, a venit cei de la CNI, au făcut studiu de fezabilitate, au constatat că suprafața de joc, pista de tărtinți și vestiarele corespund normelor UEFA, sunt investiții ale clubului Pandurii, scrie clar, și fac această investiție pentru performanțele care le-a făcut clubul Pandurii, asta spun cei de la CNI, și aceste obiective nu vor intra în investiție. Deci, practic, s-a făcut exact cum spun eu, decât altceva decât suprafața de joc și vestiale care erau deja făcute. Dar e bine că acum avem un stadion, e bine că ar trebui să gândească cei care gestionează această investiție, că ea, într-un fel sau altul, trebuie să-și amortizeze lucrările. Iar în niciun caz, nu închiriind cu câte 5 lei la alte echipe, poți să scoți această investiție. Noi de-aia am încercat, chiar dacă am câștigat acum procesul, cum spuneți dumneavoastră, să facem o ofertă tuturor celor care, conform deciziei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, erau obligați să plătească această cotizație, să eșalonăm dacă e un efort prea mare pentru un anumit membru asociat. De la cine ați reușit să recuperați până în momentul de față banii? Am reușit să recuperăm, dar prin executorul judecătoresc și nu de bunăvoie, de la Consiliul Județean și de la Complexul Energetic Oltenia. Toate executările au fost aprobate după ce Curtea de Apel Craiova a dat sentința în favoarea clubului, dar ele au fost suspendate până la finalizarea judecății la Înalta Curte, de către Înalta Curte. Din păcate, acum se caută fel de lucruri care să întârzie executarea și celorlalți. Clubul a primit, sau mai bine zis, Uniunea Sindicatelor Miniere a fost executată în baza acolo unde dumneavoastră mai sunteți, încă mai sunteți președinte? La USM. Ea funcționează, dar nu ca și structură sindicală, ca structură administrativă. A reușit prin cedarea hotelului de la Rânca să-și acopere toată datoria care era de dat în acest proces, plus încă 2 ani de zile are cotizația la zi prin această compensare. Deci am executat Complexul Energetic Oltenia. Despre ce sume de bani este vorba? La ce o cât ați reușit să executați? Suma integrală? Integrală am încercat și din păcate s-au gândit foarte târziu să facem eșalonarea. Este integral și la Consiliul Județean, în jur de 7 milioane și 100 de mii, 70 vechi. Am reușit să dăm, prin calculul care l-a făcut administratorul special, salariile pe 2020, urmează 2019, 2018, 2021, după care banii de la masa credală. În prima dată se acordă cei care au deprimit dreptul după intrarea în insolvență. Sperăm să reușim mai departe și în procesele pe care le avem cu ANAF-ul, unul din cei mai mari dușmani ai clubului. După 2014 a fost ANAF-ul. Am povărat în 2014 clubul cu peste 1 milion de euro, ceea ce a îngreunat și mai mult situația financiară, corelat și cu neplata cotizațiilor la care s-a angajat în 2014, 2015, 2016 membrii asociați, au dus clubul în această stare de intrare în insolvență. Bun. Ce faceți cu Consiliul Local al Primăriei Municipiului Târgu Jiu și cu cei de la Artego? Pentru că și de acolo sunt bani de recuperat. Da, sunt încă 7 milioane de lei. Procesul este pe rol. La ultima întâlnire, deși nu era decât de constatat că suspendarea executării a încetat, așa și scrie încheierea de ședință, se suspendă până la judecarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a recursului, prin fel de lucruri care nu stau bine unor oameni care cel puțin trebuie să respecte, s-a amânat până pe 24 iunie.
Nu știu de ce nu înțeleg oameni care sunt puși să respecte legile României și Constituției, că o decizie de la înalta curte de casație și justiție nimeni nu mai întoarce niciodată. Iar din punct de vedere al clubului, dacă au gândit hai să nu dăm banii că poate tot intră în faliment sau se întâmplă ceva, să știți că nu este o pierdere prea mare, fiindcă noi am cerut inclusiv dobânzi și penalități, inclusiv inflația, de la data la care a început 2014 și până la plata efectivă a sumei. Cu cât vor întârzia mai mult, cu atât vor plăti mai mult. Mai mult și poate și cei care vor veni după ei, nu o să rămâie veșnic pe funcțiile care sunt, să nu uităm că acum se tot poartă, că nu știu cine trebuie să plătească, în ce condiții, nu va plăti nimeni. Atât la Consiliul Local a fost mandatat. Ei se care... speculează, se spune că Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu sunt două entități cu personalitate juridică total separată. Nu, și... nu, mai greu să spune că Consiliul Local nu are personalitate juridică. Dar eu vreau să vă spun că la noi Consiliul Local este înscris și la masa crădală și este comunicat către club ce conturi să alimentăm ale Consiliului, direcția taxe și impozite, în caz că vom plăti ratele de la masa crădală. E o chestiune care se practică în toată România, încearcă niște lucruri care nu vor ține. Fiindcă procesul s-a judecat separat la Curtea de Apel Craiova, în care a spus Consiliul Local are toate, toate drepturile și obligațiile care decurg din de a fi membru al Clubului Pandurii Târgu Jiu. E o hotărâre care la fel nu mai întoarce nimeni. Pe cine era mandatat de către Consiliul Local, să semneze acele cotizații? Sau nu așa numai mai Consiliul Local. A fost un lucru care atunci când s-a făcut statutul a fost gândit foarte bine. Și l-am făcut împreună cu oameni care acum sunt în funcții foarte înalte, dar care nu o să-i nominalizez, că poate și aduc aminte ce am scris în acest statut și de aceea ne-a și ajutat foarte mult. Spune că din AGA Pandurii Târgu Jiu nu poate să facă parte decât cel care poate să angajeze conform legii patrimonial unitatea pe care o reprezintă. Sau un locuitorul conform legii, un locuitor de drept care poate să angajeze patrimonial unitatea. Vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat să facă un om care n-ar fi avut această responsabilitate, toate aceste hotărâri n-ar fi fost recunoscute la un moment dat de cel care, într-adevăr, răspunde din punct de vedere patrimonial din unitatea care face parte din AGA la Pandurii Târgu Jiu. Deci, atât de la Complexul Energetic Oltenia sau înainte când era Societatea Națională, făcea parte conducătorul ei, la fel și de la ceilalți, iar din partea Consiliului Local a fost mandatat primarul municipiului Târgu Jiu în această calitate să reprezinte Consiliul Local în AGA Pandurii Târgu Jiu. Iar vicepreședintele, în general, era mandatat să reprezinte Consiliul Local în Consiliul de Administrație. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că toate hotărârile care au fost luate în cadrul Clubului Pandurii au fost depuse la registratura Consiliului Local, au primit aprobare, iar registratura este comună și pentru primărie, municipiu, UAT și Consiliul Local. Bineînțeles că după aceea au încercat să mintă în fața legiuitorului că nu au aceste documente. Le au. Deci, întotdeauna a făcut parte cel care putea să reprezinte patrimonial entitatea, fiindcă Consiliul Local este puterea legislativă, iar municipiul, primăria, este puterea în cadrul OAT-ului executivă. Astea sunt lucruri de joacă de copii mici. Domnule Pondescu, poate unii și nu puțini, cu siguranță, vă zic din discuțiile pe care le-am purtat în ultimii ani cu foarte mulți oameni, chiar și din politică și din administrație și așa mai departe. Foarte mulți v-au crezut nebun când ați reluat legătura cu Clubul Pandurii Târgu Jiu. Eu am avut puțin... În momentul în care această echipă intrase în insolvență, nu s-a mai gândit nimeni că va reuși să o ducă cel puțin perioada asta, de câțiva ani. Acum este o gură de oxigen.
Da, este, nu, e un nou început. Nu e numai o gură. E un nou început. Dar ce, eu am ce v-a determinat pe dumneavoastră să credeți că puteți să scoateți la liman? Eu am avut puțin noroc. Exact în momentul când s-a intrat în insolvență, s-a terminat procesul meu în care s-a constatat că nu există prejudiciu și că am bani de primit de la Pandurii Târgu Jiu. Iar în această calitate am intrat în adunarea creditorilor. Pe perioada insolvenței, AGA își încetează activitatea. Deci, toți cei care reprezentau entitățile care făceau parte din Complexul Energetic Oltenia, Artego, Consiliul Local, Consiliul Județean și USM-ul, s-au încetat activitatea în momentul când s-a ales un administrator special și, conform legislației... A fost un alt noroc? Și de semnarea domnului Golea. Un om care deja era în domeniul fotbalului, avusese minorul Rovinar, domnul Golea, și condusese foarte mult timp în Pandurii această 2. Poziție cred că și la Pandurii 2. În cadrul clubului și știa toate mecanismele. De multe ori îi spun și administratorului judiciar, fiindcă e o lume în care administratorii judiciari nu prea se descurcă. E una legislația pentru un atelier, pentru o uzină, pentru o entitate economică care are un amintit specific și alta este pentru o formație sportivă. Formațiile sportive, în general, se conduc după alte legi care au fost acceptate de toți cei care fac parte din structurile europene sportive, fotbalistice sau FIFA. Sunt foarte multe discuții cu contractele jucătorilor. De exemplu, jucătorii străini au dreptul să ducă direct la FIFA. N-au treabă cu legislația din România. Chiar astăzi vedeam că fostul jucător al celor de la Steaua, Planici, fundașul, a câștigat o sumă extraordinar de mare corect, de bani. Nu s-a mai adresat instanțelor sportive din România. A mers direct către FIFA. Asta este problema. Și mai mult, este atâta birocrație în România când te duci să lucrezi, încât înnebunești, nu știu câte fișe trebuie să faci și toate ca să recunoască, nu știu ce, să te încadrezi. FIFA și UEFA și comisiile, dacă se mers pe un carton, de o parte și de alta, o înțelegere, fără ștampilă, fără absolut nimic, când prestezi o muncă și eu pentru munca prestată îți dau acești bani, ia acest carton, se duce la FIFA și la UEFA și câștigă banii și pentru perioada când nu-și va găsi angajament până să termine contractul tău. Și tot auzi de fie, păi, dar nu știu ce nu și-a luat. Păi, n-are treabă, te-a angajat, a jucat la tine, a fost legitimat și a jucat în echipă, tu plătești banii ăștia. Așa am pățit cu Scorici. Tot birocrația asta care există, că nu are nu știu ce, că nu... Dar n-are treabă. A semnat cu tine un document, a să presta munca, plătește. Și atunci... Eu nu spun că este o gură de oxigen, este un nou început. Chiar dacă cineva mare cunoscător, mic, spunea că Pandurii nu are viitor, Pandurii are viitor. Am terminat cu 2014-2017. Din 2017 și până în 2021, urmează ca toți cei care s-au angajat că susțin procesul de insolvență în fața judecătorului sindic. Atunci când s-a încheiat procesul verbal de intrare în faliment, de intrare în insolvență, au spus că vor cotiza și vor susține pe perioada insolvenței din punct de vedere financiar activitatea la această entitate. Foarte mult timp n-au vrut să se retragă, au fost societăți, entități economice care au vrut să vină în această structură. Bun, sub diferite amenințări și telefoane, joacă de copii. Ei nu înțeleg că timpul lor poate să fie atât și să fie puternic, dar după aceea lucrurile se aranjează. N-au fost primiți. Au încercat anul trecut, au încercat și anul ăsta să se retragă din entitate. N-are cine să retragă, fiindcă legea insolvenței spune clar, odată cu predarea patrimoniului și cu numirea de către judecătorul sindic administratorului special, mandatul AGA încetează. Ea nu se mai reunește decât sub o altă formulă atunci când aproape ești spre final de ieșit din insolvență. Deci să înțeleg și că atunci, pe lângă cele 3,3 milioane de euro pe care le-ați câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție, mai încasăm în jur de 3 milioane, fiindcă, într-adevăr, bugetul a fost mai mic. Îi vor achita? Sau dacă nu îi vor achita, ce faceți? Îi dați din nou în judecat? Bineînțeles, dar acum lucrurile sunt mult mai simple. Deja e puterea lucrului judecat. Iar Consiliul Județean, în afară de această cotizație, a putut până acum să spună că ba, a fost contract de finanțare pentru grupele de copii și juniori, ce tot ne lăudau, ba, a fost cotizație. Acum lucrurile s-au limpezit. Au fost cotizații.
a fost cotizați. Asta înseamnă că încă în jur de 2 milioane de lei trebuie să dea pentru centrul de copii și juniori conform contractelor de finanțare la care s-au angajat. Resurse financiare există, dar noi am încercat această eșalonare a obligațiilor să nu fim într-un război continuu. Ei au crezut că au un război cu mine din fel de fel de motive, e problema lor, dar trebuie să gândească că a rezistat această echipă până acum datorită unor oameni, și încoate spun, care n-au fost plătiți și n-au luat salarii de atâta timp. Acum și-l vor lua. Poate mulți vor decide să plece. S-ar putea să ajunge la concluzia că n-are rost să obligăm autoritățile locale să aibă o echipă care a făcut performanță și poate să facă din nou. Domnule Cunescu, dar n-ați încercat să-i aduceți pe toți la aceeași masă? Ați încercat să discutați cu domnul Romanescu, cu domnul Cosmin Popescu? Cu domnul Romanescu știu că aveați o relație ok în trecut. Se mai schimbă oamenii. Nu, cele mai multe discuții le-am avut cu domnul Cosmin Popescu. Domnul Cosmin Popescu a și făcut niște pași importanți, inclusiv privind contractul de comodat. A fost o inițiativă a unui consilier care se pricepe și la astfel de lucruri și recunosc că nu am autorizația să-i dau numele, dar el deja, prin inițiativa care a avut-o să prelungească perioada de atribuire a contractului de comodat efectiv cu timpul pentru care s-a negociat pentru investițiile care au fost făcute, dar a picat la vot și atunci urmează și aici să avem tot un proces. La un moment dat e saturi de atâtea procese. Eu spun că dacă va depinde de mine și vom face echipa competitivă de care cred eu că vom reuși în perioada de care avem nevoie, nu este obligatoriu să jucăm la Târgu Jiu. Avem investiții și la Rovinare, avem investiții și la Motru, până în 2028 terenurile sintetice sunt ale noastre. Avem aici centru de copii și juniori fără de care n-am fi putut să trecem această perioadă dificilă financiar. Efectiv, dacă n-am fi avut mijloacele de transport care le-am avut și cazarea și suntem datori foarte mult la masă, n-am fi reușit să ținem echipa aici. Acum am făcut-o, am arătat tuturor că este o chestiune fezabilă. Sperăm ca lucrurile să meargă așa. Dacă nu, vom cere să fim despăgubiți pentru investițiile care le avem la Târgu Jiu. Am auzit o idee aberantă a unui conducător din această entitate administrativă. Păi ce dacă a făcut investițiile, că le-a făcut cu banii asociațiilor? Păi, le-a făcut cu banii asociațiilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie cineva să o ia gratuit. Clubul Pandurii este o entitate economică distinctă, care are responsabilități, fiindcă nu poți să-i acaparezi numai ce vrei bunuri, iai și datoriile atunci și într-adevăr. Acel parc auto mai este, domnule Condescu, că la un moment dat erați unul dintre cluburile din România cu un parc auto impresionant. Mai sunt mașinile acelea? Da, sunt mașini, în afară de cei care le-au oprit jucătorii. Dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, este un avantaj pentru noi și la Mamele, și la Lazar, și la Grigoraș, fiindcă în momentul când am luat atunci aceste mașini și ne-au ajutat foarte mult de la recuperarea TVA-ului și până la faptul că ei și-au plătit efectiv ratele la mașini, atunci erau 3 miliarde și jumătate, acum am reușit cu câțiva dintre ei să facem compensări cu banii care nu i-au luat și erau înscriși la masa credală. Chiar dacă am recuperat mașinile la ei, niciuna dintre ele nu mai face 3 miliarde și jumătate cât a făcut atunci când le-a dat-o pe proces verbal. Avem amândouă autocarele, avem microbuzele, toate mașinile care au fost abandonate, avariate, accidentate, am început să le reparăm. Sperăm să facem același lucru și cu centrul de copii și juniori. Mai mult decât atât, sperăm să redăm înapoi copiilor, celor 200 de copii, centrul sportiv, fiindcă este al lor, făcut cu bani de la UEFA și cu bani de la UEFA, care ne-au ajutat foarte mult și odată cu mutarea echipei, practic, au fost și ei dezrădăcinați. Luăm o scurtă pauză de publicitate și vom reveni în partea a doua cu alte discuții. Publicitatea, așadar, și revenim.
A revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine, cum bine știți din prima parte, este domnul Marin Condescu. Domnule Condescu, continuăm discuțiile despre pandurii. Vă ziceam în prima parte a emisiunii că mulți v-au crezut nebun în momentul în care ați mai crezut dumneavoastră că se mai poate salva acest club pe care îl considerau majoritatea aflată în moarte clinică. Și așa a fost, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, pentru că situația financiară n-a fost deloc una bună și spunea și dumneavoastră că timp de câțiva ani v-ați luptat cu aceste probleme și până la urmă a venit, cum i-am zis eu, o gură de oxigen, dumneavoastră îi spuneți un nou început. Voiam să vă întreb, de când ați revenit la Pandurii? Ați oferit și sprijin, ați revenit. Sunteți aproape de club. Ați oferit și sprijin financiar? Da, eu la Pandurii nu am nicio funcție. Ați revenit Pandurii este club. Sunt adunarea creditorilor. Pandurii Târgu Jiu este condus de către domnul Golea, conform hotărârii tribunalului, ca administrator special și sub supravegherea domnului Ciobanu, ca administrator judiciar. Bineînțeles, amândoi sub controlul adunării creditorilor, comitetul creditorilor și totul ce se dispută în acest club este trecut prin analiza, prin sita judecătorului sindic. Fără acest întreg, noi n-am fi reușit să ajungem aici și fără, dacă vreți, flexibilitatea, inteligența și clar viziunea și Curții de Apel Craiova, care au văzut, prin ceea ce am prezentat, ca și la Târgu Jiu, la Tribunalul Târgu Jiu, acest potențial acestui club de a reveni și, mai mult decât atât, de a exista, având în vedere că sunt peste 200 de copii și juniori care nu toți vor ajunge fotbaliști, dar sunt pe terenul de fotbal. Ei n-ar fi fost dacă clubul acesta n-ar fi făcut terenul 2 și 3. Încăpățânarea unora de a fura cu orice preț și prin orice mijloace aceste bunuri ale clubului, ea nu va avea reușită ca și terenul 1. Dar acest ansamblu și cu adunarea creditorilor, cu Stanca care a reprezentat jucătorii, ne-a dat această posibilitate, fiindcă în toată această perioadă de 4 ani de zile, în afară de ANAF care continuu a votat, am reușit la un moment dat să convingem pentru un planul de reorganizare, dar s-a opus, deși acum e foarte bine că încasează anumiți bani. Nu înțeleg niciodată statul sau poate să am ocazia vreodată să întreb, domnule, dar rolul ANAF-ului la un agent economic este să-l dărâme cum a terminat energia, handbalul și basketul. Să nu uităm că la 2014-2015 a fost închisă, s-a pierdut totul, dar ANAF-ul avea de încasat peste 6 miliarde de lei la această entitate. Aici s-a vrut la fel. Acum a câștigat o echipă banii aceștia, ANAF-ul nu are nicio contribuție, din contră. Sau cred că vor gândi și pe viitor să pune piedici, dar încasează niște bani la care n-au dat un leu odată la un avocat sau cel puțin apă la copii și juniori. A fost foarte greu, exact cum spuneți, și a trebuit întreținută echipa cu resurse financiare, cel puțin pentru jocurile de... Orice joc acasă te costă în jur de 12.000 de lei. Și de unde bani? De asta vă întrebam. Ați sprijinit echipa financiară? Da. Am sprijinit echipa financiară, am găsit și înțelegerea la toți cei care aveau resurse financiare să le împrumute, să creadă în acest vis, exact cum spuneți acum, și eu, dacă dau timpul înapoi, am pus în pericol și prietenia multor oameni, și încrederea lor, mai ales în cei care au muncit fără bani acum, dar și pe a mea, am apelat la toată lumea, am reușit să găsesc resursele financiare, să nu fim dați afară din campionat, să ne luăm licența, dar am avut și înțelegerea jucătorilor care nu au cerut falimentul și mai mult, cei care aveau drepturi salariale de primit au fost de acord să le tot amâne. Bun, sunt două, trei cazuri la unii care nu te așteptai de la ei. Mai mult decât atât. Cu cât credeți că ați contribuit în toată perioada asta? Că sunteți un om... 600 de mii de euro spre 700 cu anul 2021. Toate s-au făcut prin contract de împrumut la cererea clubului,
Și familia ce vă zice, domnule Condescu, când faceți lucrurile astea? Adică eu mă pun pe mine în situația, cum aș duce acasă, aș fi în locul dumneavoastră. Nu aș fi în locul dumneavoastră. Păi ce să fac? Am băgat aproape două firme în faliment și tot ce am avut am cumpărat. Am vândut. Dar lucrurile sunt trecute acum. Acum o dăm pe glumă. Exista acest pericol. Într-adevăr să-i las pe toți dezamăgiți și mai ales pe oamenii care au lucrat încă o dată, spun, și nu au primit banii toată această perioadă. N-a fost numai meritul meu. Încă o dată spun, administratorul special, sprijinit de către administratorul judiciar și cu înțelepciunea judecătorului sindic, au făcut posibilă această trecere spre mai bine acum. Iar lucrurile, de ce spun că e un nou început? Fiindcă cu acești bani noi putem să și achităm tot ce s-a cheltuit după intrarea în insolvență și ratele pentru perioada următoare. Dacă vom găsi înțelegerea necesară de la cei care sunt în structură și vor această echipă să meargă spre performanță, să și plătim mai bine jucători, vom face din nou o echipă care să fie competitivă și vom ține și grupele de copii și juniori. Vom fi în Liga 3 sau în Liga 2? Sigur, din punctul de vedere sportiv, suntem în Liga 3. Ce șanse credeți că avem să jucăm în Liga 2? În procent. Șansele pe care le-a avut Panduri întotdeauna. Păi cam întotdeauna am avut... S-au întâmplat două lucruri. Toți cei care au făcut rău intenționat Pandurilor s-au ales până la urmă praful de ei. Din punct de vedere economic vorbesc. Dar fiind o echipă care a jucat corect pe toate planurile, a avut și noroc de multe ori. În viață, dacă n-ai și noroc, nu reușești. Iar vreau să vă spun că buna reputație care am avut-o până în 2014, privind plata jucătorilor, faptul că n-au fost mințiți niciodată, inclusiv, spunându-le adevărul, după 2017, vii să joci la Pandurii Târgu Jiu, ai avut o perioadă foarte grea ca jucător. Dacă vrei să reușești, uite ce se va întâmpla. Asigură masă, casă, bază de antrenament, dar banii se vor lua atunci când există posibilități financiare și când vom câștiga procesul integral. Toți, dar clubul, în schimb, în momentul când veți avea o ofertă, și am avut jucători care au plecat în fiecare an de la echipă... Da, sunt mulți jucători care au plecat la Liga 1. Liga 1 și Liga 2. Martin Remacle a plecat, fost ultimul care a ajuns în Liga 1. Da, bun, avem un jucător care joacă în Naționala de Tineret, portarul. Deci, Aldescu, lucruri... dacă nu mă înșel. Sunt lucruri care se întâmplă. Pe urmă, deja a început, v-am spus, să schimbe percepția și consiliilor locale. Foarte mulți dintre ei au semnat de multe ori ce li s-a pus sub nas. Este o inițiativă care v-am spus că a început și o sper să continue pentru a arăta importanța consiliului local ca și membru în interiorul acestei echipe și să nu dai acum 30 de milioane de lei și tu să lași echipa să spui că pleci din club. Sperăm că domnul Lădaru, fiind și avocat de meserie, în cadrul, să spunem așa, sarcinilor pe care le are în Consiliul Local, să conștientizeze cât mai mulți oameni. Și am spus deja că, cel puțin din punctul ăsta de vedere, pe domnul Cosmin Popescu l-am lămurit, pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, așa că l-am lămurit, și lucrurile cred că merg în direcția cea bună. Plus, am vorbit și cu domnul senator, fostul prefect, să meargă în direcția pe care să construim din nou această echipă socială, fiindcă este făcută pentru comunitate și în folosul comunității și nimeni n-a gândit-o vreodată să o facă ca să obțină averi. Domnul Burla, iartă-mă numai puțin cu averile. Ai auzit de foarte multe lucruri. S-a îmbogățit Condescu, a furat Condescu, a făcut Condescu. Da, era... Și era stăganurile. Colțul străzii, ca să zic așa, sau la o masă de pe centru, la un suc, la o cafea, la orice, au fost foarte multe discuții referitoare la averea dumneavoastră. Variat tot timpul, dacă mă întrebați pe mine, la discuțiile la care am participat, undeva între 6 și 10 milioane, 12 milioane de euro. Da, și mă întreba tot așa de la Gazeta Sporturilor, și am arătat, am o poză cu Pele. Am avut norocul la un moment dat să pună mâna
pe globul pământesc, l-am vărtit, a venit România și a pus pandurii Târgu Jiu. Și m-am trezit cu o invitație 7 zile într-o croazieră cu Pele. Bineînțeles că m-am dus și am arătat acele poze. Am vorbit atunci foarte mult despre echipa mare care jucase împotriva Braziliei, am vorbit multe lucruri. Astea sunt, dacă vreți, averile pe care le strângi niciodată în altă postură. N-aș fi avut posibilitatea să mă întâlnesc cu mulți oameni de fotbal, dar spun cel mai mare care a fost. Inclusiv l-am avut oaspete pe Gică Hagi, pe Gică Popescu. Sunt oameni care au venit la Târgu Jiu, s-a jucat Cupa României la Târgu Jiu. Și am rămas cu aceste lucruri, dar eu întotdeauna, plecând, cum am spus... Plecăm de la divizia C de când s-a promovat, pentru că atunci a fost practic noua direcție a clubului Pandurii, când s-a promovat prima dată, ultima dată, din divizia C în divizia B. Veniți atunci la Târgu Jiu, Rodin Voina a fost jucător la Rapid București, Dinamo București, atacant la noi. Bine, mi-aduc aminte toată echipa pe din afară, cu Dorin Hârsu în poartă, cu Amati, Cioară, Fundaș, pe stânga era Bobiță Trofin, care avea Bobiță Trofin, care avea un păr lung la vremea respectivă și se striga din tribună la el Duro, că era un fotbalist la Steaua. Pe dreapta era Popete, care a plecat în iarnă la UTA Arad, alături de Adrian Popescu, care era atacant la noi. Și la Faru pe Popete. A fost și la Faru Constanța. Și așa mai departe, mulți. Nicolaescu, Zaharia, care erau la mijlocul terenului, la Iulian Ștefan, Bobby Verdeș. Da, în afară de oamenii minunați care ne-am întâlnit acum, am avut ocazii mai multe și cu stadionul și de-a lungul timpului, care au început în 1962, inclusiv acea confuzie cu 63, care se lăudaseră, unii că au pus mâna pe ea, dar domnul Băloi, secretarul general, care a adunat toate documentele, a avut și sprijinul tatălui lui, a spus 1960, deci în afară de cei oameni care au pus bazele, să nu uităm că ea ajunsese prin 90-91 la dispariție. Un rol important în repornirea echipei l-a avut directorul Vulpe, cu Țampu, Dumnezeu să-l odihnească, cu Bordei, care la fel au început... Mai era cineva atunci care dădea târcoală echipei de fotbal, dacă mi-aduc aminte bine. Din păcate, nu știu dacă, sper să nu greșesc, cred că a decedat. Este vorba de fostul impresar Dumitru Tudor, zis Ciorbă. Dacă îți povestesc o treabă, cu Sandu Boc am avut o relație foarte bună și sper să-l conving acum un nou proiect al nostru pe viitor, să-l aducem președinte la Târgu Jiu. De Sandu Boc îi faceți o propunere să fie președinte la Panduri. Da. Și în București avea un restaurant Tudor, a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și zice, băi, mergem la Ciorbă și discutăm și despre jucători și despre tot ce este. Era atunci în putere și, bă, dar Ciorbă-l cheamă? Da, bă, Ciorbă-l cheamă. Și nu-ți povestesc că toată seara ce eu îi fi spus omului tot, domnule Ciorbă, domnule Ciorbă. Și pe urmă îmi spunea, bă, dar știi că pe ăsta-l cheamă Tudor. Zic, bă, Sandule, e mare nenorocit. Dar asta a fost, dacă tot ai adus de... Da, a fost, dar dacă vreți, cea mai înțeleaptă mișcare a făcut-o fostul prefect Greblă. Echipa era la un moment dat aproape să retrogradeze în Liga a treia și atunci s-a hotărât, tot având întâlniri cu noi, cu sindicatele, și face, bă, până acum... Atunci am avut noroc, dacă nu greșesc eu, s-a retras UMT Timișoara din campionat și Gilortul Târgu Cărbunești. Și am scăpat de retrogradare. Era domnul Cojocaru, antrenor? Da, era... Și vreo 14... Colegi al domnul Mischie. Da, vreo 14 jucători prin tribună atunci, printre care și Vintilescu și așa mai departe. Da, și atunci domnul Greblă și-a asumat acest rol și face, păi, da, hai să dăm noi, să vă dăm vouă la sindicate. Și a luat-o ca pe sarcină de serviciu. De aceea am și spus, eu până în 2014 nu am fost și n-am primit bani de la Clubul Pandurii Târgu Jiu pentru, să spunem, poziția și sarcine pe care le aveam. Am avut un contract de prestări servicii cu obligații clare ce se va întâmpla. Dar a avut atunci domnul Greblă și face, hai să vedem. A fost primul an, al doilea ne-am bătut cu Sportul Studențesc, al doilea am promovat, ne-am bătut cu Sibiu, cu Petrolul Ploiești și cu Otopeniu. Și lucrurile au continuat, de atunci povestea se știe. Bine, parcă a fost un făcut, pentru că și
promovarea din divizia C în divizia B s-a dat tot cu o echipă din Sibiu, cu Șoimi Sibiu la vremea respectivă. În ultima etapă noi am jucat la Gilortu Târgu Cărbunești, am câștigat cu 2-0, iar ei au jucat la Petrolul Țicleni, o echipă de divizia C tot de la noi din județ, și Petrolul Țicleni i-a bătut cu 3-1. Da, și ne bătea mult și cu Minerul Motru, la fel, atunci au bine, fost... la vremea respectivă erau cam 6-7 echipe din Gorj în divizia C. Era și Minerul Mătăsari, era și Rovinariu, și Țicleniu, și Stoina, Cărbuneștiu, și așa mai, Pandurii. La vremea asta, la momentul la care mai discutăm, avem Gilortu Târgu Cărbunești în divizia C și Pandurii și viitorul echipa domnului Sarcină în Liga 2. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc gros pentru sport în general, nu neapărat pentru fotbal. Da, dar asta și spun, atunci au fost și oameni înțelepți și oameni care au vrut să facă ceva pentru comunitate. Cel mai mare lor l-a avut întrebări cei din Minerii și Energie. Atât domnul Baican, domnul Trotea, domnul Manțog au înțeles atunci că trebuie, ne băteam cu Motru de fiecare dată și pe teren și la fotbal sau cu Mătăsarii, să finanțeze o echipă, să se renunțe la celelalte și sau să cel puțin să nu mai primească aceeași finanțare, și inițiativa domnului Vulpe a fost susținută de toți acești oameni. Când a văzut domnul Greu, a zis, hai să vă dăm vouă, să vedem ce puteți în stare. Am luat pentru 3 ani de zile, am dus-o în prima divizie și pe urmă am continuat lucrurile la fel cu înțelepciunea acestor oameni, fiindcă eu spun încă o dată, și acum compania are o responsabilitate față de comunitățile unde desfășoară activitatea. Nu poți da, dar compania în momentul de față nu o duce deloc bine. Nu duce bine tot din cauze politice. Nimeni în România, nimeni în Europa și în lume n-a spus să nu produce energie electrică pe cărbune. A spus să produce energie electrică curată. S-au găsit tehnologii și metode în care România poate să funcționeze cel puțin atâta timp cât Germania va apela la energia electrică pe cărbune. Dar nu poți numai să te duci să exploatezi cărbunele peste tot și tu să n-ai față de comunitatea locală, unde strămuți sate, strămuți așezări care au fost și sportive și culturale, și să le lași de izbeliște. Tu trebuie să refaci toate aceste lucruri, să te implici în fața comunității, fiindcă exploatezi, dacă vreți, o avuție și câștigi bani din ceea ce au oamenii în direcțiile respective. Ea a devenit foarte scumpă, fiindcă trebuie să plătim acum certificatele de CO2. Bun. Dar toată România profită de prețul mai mic de producerea energiei electrice în Oltenia. Și atunci de ce plătește numai Oltenia? De ce plătește numai oltenii? Oltenii sunt odată și expropiați, sunt și desfințate așezările care au fost o viață. Atunci nu trebuie gândită cumva o politică ca această cheltuială să fie suportată de întreaga comunitate care profită de energia electrică? Lucrurile sunt multe, dar trebuie făcută o strategie în acest domeniu și încă o dată spun, cât Germania va avea 30-40% din producție pe cărbune, nu se va închide producția de cărbune în Europa, numai dacă nu faci investiții și poluezi. Iar cu cât poluezi mai mult, cu atât vei plăti mai mult pentru poluarea care o faci. Domnule Condescu, nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Înainte să trecem la ultima rubrică, sunt niște întrebări acolo cu un răspuns cât mai scurt, dintr-un cuvânt. Domnul Cățean este supărat pe dumneavoastră, scrie pe aici niște comentarii, zice că datorită dumneavoastră, lui Manțoc și lui Cârciumaru, a ajuns compania în această situație. Dacă vreți să-i răspundeți, dacă nu, no. Trec... A trecut ceva timp de când ați avut acele probleme cu legea și ați fost reținut pentru 24 de ore. Spuneți-mi, după atâția ani, puteți să-mi spuneți cine v-a dorit răul sau cine a încercat? Da, știu, dar i-am iertat. N-avea nimic cine cu fotbalul. Fost? Puteți să-mi dați nume? Ei au vrut să spargă mișcarea sindicală ca să aleagă ce este acum de ea. Iar oameni de aceștia care vorbesc ca să afle în vorbă au fost destui și vor mai fi. Da, a fost de fapt unul, să spunem, din lucrurile bune care le-am apreciat la domnul Cârciumaru. A venit în august și mi-a spus, s-a hotărât la cel mai înalt nivel să fie arestat, dacă trebuie, dat afară de la sindicate, de la fotbal, după peste tot. Am întrebat cine, mi-a spus, știu acum și unde s-a discutat acest lucru în birou la Călinoiu, s-a făcut strategia, s-a dus, s-a primit verde de sus și lucrurile așa s-au întâmplat. Dar cu timpul
Toate aceste evenimente, și îi știu, nu sunt supărat pe ei, i-am iertat pe toți, toate aceste evenimente, dacă le iau în afară de lucrurile care s-au întâmplat, au fost favorabile. Cine a mai fost în afară de domnul Cârciumaru și de domnul Călinoiu? Nu, dânsul mi-a comunicat. Am înțeles. Într-un singur cuvânt. Și, iartă-mă, mi-a mai spus un domn deputat într-o seară la un botez unde să lăuda răitarul și cu încă cineva că până luni Condescu va fi arestat. Și a zis, domnul deputat, dacă asta va fi, dar a avut curajul, ne-am întâlnit zilele astea pe stradă și ne-am adus aminte. Vezi, eu ți-am spus lucrurile astea. Cât rău este departe, e bine să-l ții departe. Dar când vine lângă tine, trebuie să-l busc cu el. Fiecare, la un moment dat, avem sau dăm de niște greutăți. Asta este un lucru care nu poți să-l controlezi. Dar contează cel mai mult cum reacționezi la acest rău. Eu vreau să vă spun că nici un moment nu mi-a fost frică și nu mi-a afectat, să spunem, nici sănătatea mentală sau comportamentul în familie și în societate. Eu am știut că drumul ăsta este, oricât unde să încerca să se cerceteze la pandurii, nu se va găsi nimic penal. E clar că muncind, mai ales într-un domeniu cum este fotbalul, în care trebuie să reacționezi instantaneu, e ca și energia electrică, n-ai știut să percutezi, poate pierzi un transfer foarte bun, poate pierzi un jucător foarte bun, dar am fost sigur că lucrurile până la urmă vor merge în această direcție. Caracterizați-mi într-un singur cuvânt următorii oameni politici. Victor Ponta. Superficial. Traian Băsescu. Orgolios. Florin Cârciumaru. Neimplicat. Laurențiu Ciurel. Nu comentez. Ion Călinoiu. Nu comentez. Marcel Romanescu. Manțoc a fost unul din oamenii... Marcel Romanescu. Nu comentez. Ionel Manțoc era ultimul, dar nu cel din urmă. Manțoc Ionel Manțoc a fost unul din artizanii restructurării și aducerii companiei miniere pe linia cea bună. Singurul lucru care trebuia la Manțoc, trebuia un conducător cum a fost Baican, cum a fost Dumnezeu să ordinească Huidu, care să poată să-i tempereze avântul. Se implica la un moment dat în prea multe lucruri, vrea să le rezolve pe toate și e clar că de multe ori nu putea. Dar avantajul lui și a celor care a restructurat industria minieră începând cu 1998, când practic am negociat cu domnul prim-ministru Ciorbea să restructurăm ce este minerit, a fost un lucru care trebuia să fie continuat. Și ultimul, pentru că am uitat, un fost coleg, să vă întreb și din lumea sindicală, Ion Rușeț, a fost colegul dumneavoastră. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Multă baftă la Pandurii. Să sperăm că vom mai avea echipă de fotbal la Târgu Jiu. Măcar, dacă nu acum, peste câțiva ani, la nivelul celei pe care am avut-o într-o perioadă. Ne vor trebui la fel vreo 6-7 ani. Mulțumesc mult de tot încă o dată. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, s-auzi numai de bine.